Vremea schimbătoare i-a speriat pe mulți oltenii care au luat cu asalt cabinetele medicilor de familie în vederea vaccinării, pentru că unii dintre ei au finalizat stocurile, au cerut suplimentarea, iar acum își ridică cantitățile solicitate. Din achiziția Ministerului Sănătății ne-au fost repartizate aproximativ 25.870 de doze de vaccin gripal, produs care a fost primit în 3 tranșe. În această săptămână se distribuie cantitatea suplimentară de vaccin gripal solicitată de către medicii de familie. În prima săptămână a anului 2016 s-au realizat 79 de doze de vaccin gripal, după cum urmează. La prima grupă de risc, care reprezintă toate persoanele cu afecțiuni cronice, s-au realizat 14 doze, iar la grupa de risc 5, care este reprezentată de persoanele peste 65 de ani, 65 de doze. De la debutul sezonului rece, Direcția de Sănătate Publică Olta a primit de la Ministerul Sănătății cu puțin peste 25.000 de doze de vaccin antigripal, adică doar un sfert din cantitatea solicitată în urma catagrafierii persoanelor cu risc de îmbolnăvire. Din fericire, anul acesta, campania de vaccinare a început mai devreme decât în 2015, lucru care se vede și în statisticile afecțiunilor respiratorii cauzate de vreme. Frecvența îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii acute a scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent, având unul din motive desfășurarea campaniei de vaccinare antigripală mult mai devreme, adică cu o lună. Potrivit autorităților, până acum nu s-a înregistrat la nivelul județului Olt niciun caz de gripă. Autoritățile se așteaptă pe viitor la o creștere a cazurilor de viroze și pneumonii ca urmare a ultimelor variații mari de temperatură.